trăiesc pentru a trăi, dar nu a supraviețui. Suntem deja de 15 ani pe mapamondul modei mondiale, s-a spus. Ne expunem atât local cât și internațional, cât e un pic. Prima dată am fost în 2013 în Paris, pe data de 30 septembrie am avut prima prezentare. Era prima ieșire, cum ar fi un pic mai adultă ca mentalitate în Europa. Respectiv, eu acolo mă simt ca acasă și aș vrea ca Europa să vină la noi acasă. Eu știu și simt, pe prima, e posibilitatea de a călători mai liber, posibilitatea de a conlucra cu piața europeană, respectiv iarăși mai liber, este o piață cu mult mai mare de desfacere. Sunt proiecte multe pentru tineret, pentru copii, este multă cultură care se dezvoltă cu mult mai mult, cu părere de rău, decât la noi, și respectiv cred că cu intrare, iarăși mai mult, cultura intra și populația se va educa. Moldova care o văd eu este Moldova plin de oameni, plin de oameni care sunt cu zâmbet pe față, care sunt încrezuți în ziua de mâine, au stabilitate, au integritate, se respectă ca națiune, factorul tare important, se respectă unul pe altul și trăiesc pentru a trăi, dar nu a supraviețui.